Da, vă salutăm și bine ați venit la rulada noastră de caterincă. Bine, noi aici... Dar de unde-i scos tu astea, mă? Rulada, trenul, păi, man, întorsătura Buzăului. Ne jucăm în diferite moduri. Bine, noi aici, la brutăria noastră, facem și polonezi, noi facem și... ce mai facem? Covrigi. Mai facem și cozonaci, dar ingredientul principal, ingredientul comun, este caterinca! Bine ați venit la un nou episod din Înzișeală, pe tine! Yo, yo, yo! Bă, îți place, bă, formatul ăsta? Da, îmi place foarte mult. De ce? Mă bucur. A? De ce? Aici că, e locul unde aici poți să... Poți să facă toți dracii. Da. De, sunt lăsat să facă toți, că de altfel toate contextele în care mă desfășor. Unde? Că la radio nu faci ca toți dragi. Păi mă lasă să fac ca toți dragi. A, da, nu să... faci tu? Ba fac. Ba fac ca toți dragi. Da. Și zici tu cu puța și cu alea? Nu. Păi vezi. A, te pupă Monica. Prietena noastră, prietena emisiunii, să poate. Stai așa să-mi dau ochelari jos să nu zică Monica ceva. Stai că nu. Așa. O să mă străduiesc de data asta să nu vorbesc curat, special pentru Monica. Asta e... Te vei strădui. Da. Da. Dar asta, da, nu garantez că o să iasă. Nu, evident că nu. Dar o să mă străduiesc. Ca întotdeauna mă străduiesc, dar iese prost, Monica, scuze. Nu mai stăm foarte... Bă, deci, mi-a zis Simo că aseară a avut prietenul nostru cu... Gârla, sau cum o chema? Cum o chema pe cățelușa lui? Așa, ăla, de zicea de război. De război, da. O făcut TikTok, o făcut live pe TikTok, 100.000 de oameni. Deci este un record, s-a stabilit nu un record. Nu știu, că nu... Nu știu. Cred că s-a stabilit un record, da, mondial. Și-au făcut câte milioane, zeci de mii de puncte? 100 de mii de oameni, 3 milioane de puncte. Și ca bani? Că de fapt, despre asta e vorba în societatea capitalistă. Câți bani au făcut? 10 mii de euro. 10 mii de cocox. Ce face el? Dar unde era live-ul? Păi, nu, el unde se situa? Deci... Picăm. Uite, asta e dovada faptului, spui, că uite-te și tu, te chinui, bași bani, se bași, uite, și vine un comătru de la care face bani, face 10.000 de euro într-o noapte, bă, băiatule, stăm pe un câmp, efectiv, cu știi un telefon în față. Știi cât e lampa asta? Nu, 10.000 de euro. Cât a câștigat băiatul ăla. Da, atât a fost. Știi cât e lumina aia ta din spate? Nu. 1.000... Și ceva de euro. 1000 și ceva de euro. 1, 2, 3. Da, dar lumina pe care o emană această emisiune este de neprețuit. Da, așa este. Este de neprețuit. Da. Și faptul că voi vă uitați la noi și că alegeți să vă uitați la noi și formatul ăsta începe să prindă așa parcă ușor. Da. Nu ca în filmul ăla The Last of Us, ca ciuperca aia nu prinde atât de repede. Filmul? Da, chiar ajung acum acasă și abia aștept. Păi ce, o mai apărut episod nou? Păi, la ce bine numărei? Să se consemneze faptul că noi acum filmăm într-o marți. Da. Într-o marți. Ia stai să văd. Mi-a plăcut și mie, bă. Stai e să bun, văd. La, e bun, la, e bun. La ce episod a rămas? Da, Dutin, The Last of Us, episodul... Îți dai seama cât de tare e pentru actorul ăsta, Pedro Pascal, acum? Că e distribuit gen și în asta. Și, adică pe HBO Max. Păi dai la episodul nou, mă. Eu cred că nu l-am văzut. Cred că mai sunt două episoade sau... am două episoade de văzut, da. 8-9. Și mai are și Mandalorian în același timp, pe Disney. Vă zicem, ce șmechere, e cel mai distribuit actor în clipa asta. În Mandalorian nici n-are ce să joace foarte mult, pentru că are oricum fața acoperită. Te doare în pulă, n-ai nicio... scuze, Monica, m-am scăpat tot să moară ce prea. Hai, dai play, gata, că vorbești asta mult. Mamă. Doar când avem. Și începe cu o traumă. Înțeles. Eu cred că pe lângă cât te-ai speriat tu sau el, s-a speriat în primul rând rechinul. Ești prost. Mergea un rechin pe acolo și a apărut un... Nu prea era obișnuit. Era, bă, de unde i-a venit ăsta, bă? Păi nu mi-e foame acum. L-a și evitat. Dacă asta a zis, zic. Dre, cu, bă, dar cine nebun. E bună, bă? Da. Am avut inima cât un piorice. Când acum? Acum, da. Wow, ești foarte sensibil, ai devenit foarte sensibil. Deodată. Cu o dată cu tine. Eu mă imunizez, efectiv. A, da? Încep să mă imunizez la de-asta. Stai, mă, că eu cred că l-ai făcut, dă-l dracu, eu cred că filmulețul l-ai făcut.
Cine? Aia că e potrivea la prea mare să nimerească fix. Nu, eu cred că e făcut exact când a intrat în apă, de fapt eu a fost un alt video acolo, tăiat. Păi da, asta da. Zic. Bine, da, tare. Părem amândoi extraordinar de inteligenți. Vă zic că toată lumea, wow, v-ați prins cu aia. Wow, da. Bravo. Da, tare, tare. Wow. E nebun, dar a părut 7. Nu, nu, am și pantofi potriviți. O aniți la Suceava. Vă spălați cu gagica între buci, între ce vreți dumneavoastră. Zăpadă, tot la Suceava. Cu 7, nu, nu, șandals, șandals. Devin din ce în ce mai rău astea. Adică nici nu mai știu dacă sunt cringe. Da, băiatul ăsta, ia, dă-i un pic pe el să văd și vă fața. Arată ca un domn profesor, ești prost la cap. Păi asta zici că e un diriginti sau ceva. Asta e, știi, un primar. Un, bă, un primar de la țară. Băi, ești prost la cap, extraordinar. Da, treaba e că... Dar el devenit, încă face asta. A devenit mai rău decât cringe. Cred că e mai rău decât cringe-ul ce se poate extrage de aici, din filmulețul ăsta, pentru că... Am bătrânit, înțelegi? Nu mai e un puș, nu mai ierți. Auzi, dar toate șampoanele alea, tu îți dai seama că el a avut props. Și-o cumpărat costumul, și-o cumpărat, bine, tocurile poate le-o lua de la o prietenă sau ceva. Că mă gândesc că Mike-sa nu poartă tocuri de alea. Poate sunt chiar ale lui, eu știu, adică își cumpără chiar și props pentru asta. Dar... Șampoanele alea avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vezi că o dau 300 de lei pe ele. El face bani cu astea? Nu, mă îndoiesc. Dar de ce faci? Dar la un moment dat el avea manager. Știai asta? Da, 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 știu că încerca cineva să profite de el. Un manager. În fine, sărăgă, dacă ar fi fost manager, nu l-ar mai lăsa dracu să mai facă asta, dacă ar fi fost păi un da, bun da, manager. Ăsta-i tripul lui. Eu înțeleg, numai că nu mai e amuzat. Adică trebuie să recunoască și el că am bătrânit. Adică care o vârstă și că nu prea... Și că aș trec cu gluma dă, aia. Îi dă chelia, bă, ești nebun. Păi, gasta, da, are calviție, da. Da, 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 da. Deci are patinoare aici, să duce așa. Partea, nu știu ce să zic, dar plus că eu cred că faci 3-4 boli dintr-un filmuleț de la. Adică hai să vedem câte boli poți să faci. Dă-i înapoi un pic pe băiat. Hai să vedem ce boli poți să faci. Bun, așa. Deci poți răci ca dracu. Poți. Poți răci ca dracu, da? Da. O dată. De două ori îți nenorocești genunchi, stând pe gheață, da, într-o poziție nefirească, da, pe tocuri. Cazi. Bă, cazi. Poți să cazi, poți să aruneci. Poți să poți face întorsă. Da, îți rup noada. Ce mi-a rupt noada. Încercând să fac un filmuleț. Da. În mișcarea de a cădea, poate să cadă chiar, mâna. Poate să-și rupă mâna, poate să cadă peste șampoanele alea, între șampoanele alea, cine știe, na, ce că șamponul e șampon. N-are minte. N-are școală. Acum e destul de periculos. El chiar joacă un joc foarte periculos în filmulețele astea. Adică pe lângă faptul că e mai rău decât cringe, este și foarte periculos. Copii, da, nu încercați așa să ceva nu acasă așa, da. Nu încercați, că e foarte periculos. Sau faceți o glumă, țineți-o un an și după care treceți la alta. Adică nu mai țineți, că e mult. After-ul lor. Deci iau. Erau petreceri de pietoni. Ia, dă-ne să vedem ce se întâmplă acolo. Deci, okay. Sunt câți băieți? 4 băieți și 4. Un domberon. 4 dube 8, 6 dube 8, roți, cum era aia? Uite ce covor e acolo mâncați aici gurată. Uite-te ce covor de semințe. E cum e mai... De cât timp crezi că stau oamenii acolo în pozițiile alea, bă, băiatule, de 6 ore, de o viață stau acolo, așa pare. Eu sunt curios despre ce dracu vorbesc, bă. Păi pare că nu prea mai vorbesc aici în clipa asta, pare că nu mai avea că nimeni nu nimic de spus. Nu e băutură alcoolică, de ce e Pepsi-ul ăla acolo și cam atât? Știi cum e când ai ajuns într-un anumit nivel al prieteniei, deja nu mai e nimic de spus, te poți bucura de liniște cu celălalt, știi? Așa nici ei nu mai aveam nimic de spus, dau muzica tare, efectiv. Poliția probabil că nu trece pe acolo, adică, sau n-au niciun fel de frică de poliție, că în mod normal, dacă ar trece un echipaj de poliție, de bun simț, ar trebui totuși să lege de jalea aia ce e acolo. Bă, au tomberonul lângă ei, bă!
Bă, măcar poate să facă niște jocuri de alea. Hai bă, să scuipăm astea, să scuipăm da. Semințele acolo. Nu, nicio treabă. Tomberonul ăla săracul plânge, e degeaba acolo. Da. Este degeaba. Pentru ce dracu o fi acel tomberon acolo? De că nu pot. Eu nu cred că se poate. Eu refuz, cred că România de, să, nu știu unde, e unde în țara asta. Scena asta este coșmarul roacărului. Să te ferească Dumnezeu, să fii roacăr, să treci pe acolo, pe lângă ăștia, să, okay, să puce ăștia de tine. Deci okay, fix, asta spune roacărul din mine. L-ai omorât, bă! De apreciat totuși că vezi tu că ochii nu se mișcă, ochii sunt țintuiți într-un punct fix, dar gura, că asta bă, e, iată, vezi că el are o știință de emisie a sunetului, ai văzut, își modifică gura. Bă, pentru, asta e unul dintre motivele bune, da, de a te duci pe stadion, să dai, să dai tot din tine, să scoți tot rău din tine, da. Da, nu știu de ce te-ai filmat. În felul ăsta. Da. Păi, mă rog, eu nu consider ceva greșit. Dar știi cine e el? E omul care a apărut acum câteva dăți la noi la emisiune, dansând în este marți și la mine. E marți peste tot. 2 hours later. Când dansa în cu asta, cu la aia, cu alea, cu zi bă, cum se numesc alea, te duci la păcări, că mor, am un lapsus, un flipsos, un flapsos. La casino, la casino, așa. El era băiatul ăla care dansa cu fetele alea, cu două. Cu animatoarele, bă, da. Ești prost. Ăsta era, șopârlă, așa îl cheam, șopârlă. Ia, de, ia că mai avem unul cu șopârlă. Efectiv. S-a uitat și arbitrul ăla, ești tot un băiat care, cred că probabil e... Sau s-a uitat și aia de la televizor, îți dai seama că s-aude și de la televizor. Dacă okay, dai pe meci la televizor, îl auzi. Auzi de acolo de... Sau de mai tare decât comentatorul, ești nebun la cap. Deci asta e și o pârlă, da? Da. Ok. Hai să vedem. Hienă. Hei, păpușă de cartier, iau și ești ce știu. De ce-i pe lângă mine, numai cu nasul pe sus? Dar nu mă dădeam la tine, că știam că mă refuz. Umplai numai în figuri, de venea să te înjur. Și acum te bagi în seamă că ești foc după reclam. Actually, not bad. Actually, asta chiar mi-a plăcut, e mișto. E o tranziție mișto. Nu s-a gândit, că e pentru prima oară când văd genul ăsta, e tranziție cu o lesă, știi? Mai dă o dată, să vedem tranziția. Unde te aduci mai băiatule, dă click acolo. Să o vedem pe fată, uite. Hei, păpușă de cartier, iau și zice și iubea. De ce-i pe lângă mine, numai cu nasul pe sus? Dar nu mă dădeam la tine, că știam că mă refuz. Umplai numai în figuri, de venea să te înjur. Și acum te faci în seamă că ești o E bună, chiar e bună. Bă, eu am impresia că în tine e ceva zaci, ceva... Zac foarte multe. Ok, zac foarte, foarte multe fete. În adâncuri înfundate. Înfundate, perfect. Ia, asta e tot ea? Nu. Când era mai mică. Și n-am avut prevativ și am luat punga de la pâine. Și am legat în punga de la pâine, am legat acolo la capăt unde să ouăle. Am legat acolo bine, bine și dă-i să meargă. Păi ce să fac acum, să stau, să rămân sau de astea să... Nu. Ce a fost asta, bă, mâncava? Bă, ce e asta, bă? Wow. Bă, ce e asta, bă? E oversharing, bă. Se numește oversharing. Bă, e Caterinca asta. E Caterinca, nu există. Păi nu doamna, nu domnișoara era cea care zicea de Lidl? Zicea de Lidl, Lidl. Nu mai e Caterinca, bă, lasă-mă. Și Coflon sau ceva. Coflan sau cum? Eu nu știu nimic. Bă, e Caterinca, bă, terminați dracu cu prostiile astea. Că și-o lega pâinea de la pungă, nu a avut... Punga de la pâine, nu pâinea de la pungă. Punga de la pâine. Și-o dai să meargă. Și-a legat-o, bă, și-a legat-o de ouă. Deci... La ouă. Aveți o pungă. E o pungă pe aici? Nu, n-avem. Aveți, mai o pungă, copii? N-au, mă, n-au. Vreau să arat. Nu, ne-am prins tot. Dă-i mai, mamă, m-a speriat. Comandați-o pâine. Bă, deci astea se întâmplă pe internet, bă, pe TikTok, bă, mâncava-și gura voastră, că eu nu...
Eu trăiesc în altă lume, bă, să moară Ciprian. Da, are foarte multe povești, face o, are o overshare. Înseamnă că este foarte inteligentă dacă ea poate să povestească și să inventeze, sau, mă rog, să poate să povestească în felul ăsta. Bravo. Dar nu știu ce înseamnă prevativ. Uite, dacă căutăm prezervativ. Pe Google... Acum, tu ești nebun. Ha. Păi stai să căutăm pe Google, prevativ. Păi să vedem, poate că... Mi se pare extraordinar. Prezervativ. Dar nu într-un mod pozitiv. Vrăjitoarea Denisa, prevativ. N-am avut prevativ. Ai, da, deci... nu, asta. Ai. Asta e. Dă-i. Or, din păcate n-am cum să te scop fata. Ia. Ai, mâncat. Autor mâncat. Dă nemișcat cu ei. Dă nemișcat. A făcut armata la 15 ani, nebun la cap. Și n-a mai terminat-o de atunci. Băieții ăștia sunt cei mai periculoși. Pentru că ei șefii magazinului. Bă, forțele speciale. Deci uite-te, bă, puțin, că nici aia care lapără pe Biden, ești nebun la cap. Uite-te și tu, omul chiar își ia meseria foarte serios. E un băiat de ăsta la... cum se cheamă, mă? Undi Virgin Radio. În complexul ăla, când intri la parcare. Așa, bă, da. Bosule. Deci are o atitudine băiatul ăla de a impresia că... Și bă, Europa FM, Virgin Radio, toate clădirile alea sunt ale lui, ești prost. Bă, și foarte obraznic, bă, foarte obraznic. M-am luat ultima oară cu el, m-am luat, zic, bă, dar ce dracu-i cu tine, bă, ești prost la cap. Că nu, hai, are fi, bă, hai de capul meu, deci băieții ăștia sunt cei mai periculoși. Da, e jale, e jale. Și la mine, și la mine în cartieră sunt așa, e jale cu aia, deci nu te lasă să intri, nu așa, adică eram la un moment dat, eram... Dar nu te lasă la modul urât, că asta e problema, că înțeleg că poate, bă, n-am voie să intru într-un loc, înțeleg. Dar dacă mă iei ca și cum... M-aș fi luat de familia ta și de astea. Bă, du-te dreacu, te bate unul odată. Da, nu, efectiv i-ai dat unui om o telecomandă, exact. Care are atâta puterea de a ridica o barieră. Atât, da. Și Dumnezeu pe pământ, da, e, da, apără fix. Cel puțin casa albă. E Dumnezeu, da, da, Dumnezeilor, da, da, da. E Cerber, da, ăsta-i dă forțele speciale. Deci nu, aici e ceva. Ferească Dumnezeu să fi luat o măr și să fi plătit o pară. Că ai belit-o, ești nebun. Te ia ăsta pe sus, dracu, te pune la pământ, îți pune și cătuși. Mi-e jale cu el. Time's been moving slowly, so we are ready in two. Wow, tot felul de... Asta e emisiune cu tot felul de creaturi. După cum observați. Bă, dar vezi că asta e tare. Da, e... Abia asta e tare. Fata asta s-a chinuit un pic, ești nebun. E aproape... Adică e de cinema, ești nebun la cap. Da. Machiaj profesionist. Foarte tare. Ia. Bă, dar avem multe azi, nu? Avem, este mai lungă. A, e mai lungă. Asta, să facem mai lungă. A, tot asta. Dar cât să încapă într-o Tu-te, tu do. Wow, super, bă, uite. Bă, da, ce tare e fata asta. Te vezi că există și partea bună a TikTok-ului. Bă, da, e partea asta. Păi, mai mult străin, da. Da. Ah, ok. La noi e cringe, e, mă rog, acum n-am. Acum asta e situația. Ok, ia, doi. Ma, cățe, ești gurat. Cel mai mare producător de pâine din România a fost vândut unui gigant mexican. Grazie, signor. Vă, ce bună e asta. Uite, bă, că sunt români. Da, domnule, uite. Vezi, bă, ce frumos a fost asta. Vezi, aici. La noi pe umor. La noi pe umor, e pe umor, foarte ceace, bun. Pe, asta, da, e foarte bun. Foarte bună ceaca. Bravo. Bravo, bravo. Maria Parcaș. Vă așteptăm la teatru de comedie, să ne faceți ceacele. Ceacele, ia. Mamă, ce tare. Ia, că-mi place episodul ăsta de azi. Săracul porc. Văzut când o zbura porc. Asta e, asta s-a întâmplat. Mamă, săracul porcel. Dar ce căuta pe casă, bă? Păi ce căuta porcul pe casă? Că mamă, săracul porc. Ok, săracul porc. Dar ce căuta porcul pe casă? Păi, dar nu de ăla care a căzut. Eu zic de aia care a căzut în cap. Că ăla, bă, te-ai ia, urcat, mă, unde a căzut? Unde a căzut? O căzut în capul unui porc, porcul. Cu tot cu acoperiș. Ia uite. Porcei. Da. Prăbuși casă. Dragilor, am venit la ora 12 noaptea. Cine vine la ora 12 noaptea la lac? Doar eu am venit să am noroc cu toate puterile mele.
să adun către mine toate rațele din acest lac. Am venit să le dau mâncare. Dacă vreți să faceți și voi bani și să aveți noroc și aveți peste 18 ani, intrați în linkul meu din bio. Haideți, ale mele! Luați, luați și adunați și mâncați și toate să vină la mine, tot norocul către mine. Asta a fost foarte ciudat. Asta a fost ceva, a fost o paranteză din acest univers, a fost un univers paralel, adică mi s-a părut că am avut parte de o fereastră către Evul Mediu. Că vrăjitoarele din Evul Mediu, dacă ar fi avut TikTok, așa erau și alea. Dar are probleme? Posibil, asta e o întrebare la care, mă rog, se pare că noi românii n-am reușit să, să răspundem deocamdată. Deci e Tonciu, nu? Da. Andreea Tonciu. Are probleme cu banii, probabil, că de asta face, ca să aibă noroc la bani. Deci acum s-a transformat în vrăjitoare? Așa pare că are filmul ăsta, dar nu înțeleg care e situația. Bă, băiatule. Na, așa... Am mai auzit de oameni care au băgat ea aia hoasca și... au avut niște revelații la un moment dat și... Na. Mamă, sărat. S-au transformat în șamani, în vrăjitori. Eu am avut un prieten în Buzău care, mă rog, a consumat foarte mult legale la un moment dat și s-a prăjitat de tare încât mergea pe stradă și ultimul discurs pe care l-a avut, că m-am întâlnit ultima oară cu el, a zis că e șaman. Sau, adică e... Ok. Zis că e șaman. Știu și eu oameni care au consumat ayahuasca. Na, vezi, vrăjitoare. Vrăjitorile. Doamna Tonciu, e groasă să umbla la lumini, ești prost. Bă, să vezi tu dacă nu o să-ți bântui spiritul lui Tonciu din vrăjitor. Stai să vezi tu, ai belit-o, ești prost. Dar să râdă cum râdea ea. Cum râdea ea, dar nu mai știu cum râdea. You show me how big he is, you'll lean right back and you use that tail as a spring. And he'll come forward, and here, well, you can see. Now, stop, come on. Uite pe la ce spate are, ești nebun la cap. He'll come down, and that is the end of the conflict. Așa repede s-a stins acest conflict? Așa repede de ce ai provoca un cangur, ești prost? De ce ai face? Mă rog, poate era puiul lui și na. Na, a, înțeleg. Bă, înțeleg. Cum vreau să-i dai? Da, mă, dacă-i tovarăși tău... Ce-i mă, dă-te-i pula. Ce-i mă, mamă, scuze, Monica, mamă, gata, nu am scăpat. Iar ai scăpat. Ediția viitoare, te pup. Ia, pare. Da. Domne, a fost un trend acum pe TikTok. Pe așa. Net, în general, a fost un trend... I-au preluat story-urile Ralucai Bădulescu. Da. Ralucai tare, mie mi se pare și tare. Da, și chiar are super mult umor. Și au pus-o în tot felul de contexte de astea. Eu la 7 ani după ce în sfârșit i-am prins pe ai mei punând cadourile de Crăciun sub brad. Da, asta e o excepție, pentru că în general are ca fundal piesa aia de la Tenerife. Tenerife. Ok. În fine. Bine. Asta e explicația, a fost un trend. Acum, când o să difuzăm noi, probabil că s-a dus drept. Asta a fost tot? What the fuck? Păi înseamnă că o să-ți bântui spiritul pe tine, bă, în curând, dacă vezi asta. Ce a fost asta? Ia mai de o dată. Mamă, ești bă la mare dacă nu ești. Am înțeles. Wow, dar cum m-ai făcut asta? Ce tare. Bravo. Cred că o tras cu cadru fix. Foarte tare. De două ori. Cu cadru fix. Ok, gata, am înțeles. Înțeles. Eu nici nu trebuie să înțeleg. Eu... Ok. Îmi place să rămân tot, așa într-o soi. Vezi că e tare fata asta. E româncă? Nu, probabil că nu. De ce pleci pe aceste preconcepții? Pentru că eu am venit cu el. Ok. Am studiat, am încercat și eu româncă să fac, eu nu prea ești. Dar
Da, tare. Yeah. Tare, da. Am văzut un video pe care nu-l putem posta. Da, îmi pare rău, nu să-l vedeți niciodată. Niciodată. Scuze. Cer scuze. Da. Am mai fumat și eu... Da. Dați play, vă rog, la următoarea. Cred că pe asta putem să-l dăm. Mamă, cred că ce bătai și-am după aia. Ai, în București? Nu. Este în Constanța, asta s-a întâmplat în Constanța. Dar tu din știi, domnul reporter? Pe a fost, lucrez la radio. A fost, mă rog, șmecheria în cazul ăsta a rămas pe TikTok, pentru că el s-a lăudat în fața iubitei lui că poate să oprească orice mașină. Unde? Pe stradă? Da, pe stradă în Constanța. Așa. Și numai că prima încercare a fost fix la acea dubă, care era plină cu mascați, din păcate pentru el. Și atunci s-au dat jos mascații și s-a întâmplat această treabă, după care a înjurat mascații, după cum se aude în acest filmuleț. Și pentru că ea doar i-au zis, potolește-te și vezi dracu de treaba ta. Și s-au băgat oamenii înapoi în mașină. Ah. Și ăla le-a luat morții. Okay. Și băieții au zis, a, da? Ia vină tu ălea cu noi până la dubă, că poate n-aveai gumă acasă. Îți dai seama ce a fost din momentul în care s-au închis ușile alea la dubă? Bă, bă, ce bătai, bă. Adică, na, aveam un prieten, acum iar vorbesc eu, despre mine, dar nu-i despre mine. Aveam un prieten polițist. Da. Care l-am dat, o primit, era polițist la țară. Și-a primit un apel așa, bă, vină că o omorât-o unul, i-a dat lui maica cu toporul în cap. Și el s-a dus, baf. El nu poartă pistol, nu poartă de astea, că nu, să nu îi ia cineva la bătaie, să nu împuște, să nu îi frică. Okay. Și are un baston. Și-a intrat peste el în casă, l-a stătea în pat cu maica. Asta cu, eu vorbesc de acum, încă eram la facultate, 2007, cred, 6-7. Și fii atent, ăla stea în pat cu maica, maica lovită, cu toporul în cap, da? Bun. S-o chinuit, o tras de el, o nu știu ce, ăla o reușit să fugă, l-o prins, i-o dat cu bastonul, i-o rup genunchiul. El între timp o suna la mascați, la poliții, la, mă rog, el era poliția, dar să vină trupuri speciale, că îți dai seama când auzi că e unul cu topor, i-o dat cu toporul în cap lui maica, când te duci acolo, te aștepți să sară cu toporul. El era în pat. Frumos, da? Bun. Emisiunea asta s-a dus. Da, ei, fii atent. El între timp a reușit să-l imobilizeze pe ăla. Așa. Au sărit toate babile din sat, a ieșit mare scandal. Babile trăgeau de el că să nu-l aresteze pe Costel sau cum îl chema pe ăla. Că era un om cu minte. Că și era un om cu minte și stradă. Nu știu ce. Și acum toate babile pe polițist trăgea de tovarășul meu într-un an. O reușit, l-a băgat în mașină și a venit trupa de mascați. Și te auzi, bă, am reușit, e mașină, i-am pus cătușile. Nu ne-l dai nouă, dacă tot am venit. Nu ne-l dai nouă să-l ducem până la... Îl ducem noi la secții, dacă tot... Abia așteaptă. Păi îți dai seama că îți dai să te echipezi. Mamă, scandal, băgam așa, hai să mergem. Bă, hai, băieți, hai, repede, buf, că nu cred că pleacă așa. S-a îmbrăcat soarea și când am venit acolo, îți dai seama, bă, dă-ne-l nouă, măcar până la secții. Nu vreau să știu ce s-a întâmplat acolo. Da, deși în secții o reușit să dea un pumn unui polițist. Ăla. Adică, foarte obraznic. O mai scape acum, da. Ei dai și dai. Dar asta e situația acum. Deci eu cred că în Dubai se întâmplă niște lucruri. Eu am un văr care lucrează la mascați și știu. Adică îi cunosc și pe ei, că m-am antrenat într-o vreo când eram clasa 9, făceam sală cu ei. Așa. Acolo. Și am văzut ce fel de oameni. Sunt niște tipi foarte inimoși, foarte de treabă, dar n-aș vrea să fiu dușmanul lor. Adică... Bă, eu cunosc mulți de la mascați. Da. Și chiar sunt foarte de treabă. Da. Dar numai că au făcut rugby, sunt da, campion la lupte. Nu, adică, adică mulți și toți sunt foarte de treabă, doar că ei nu au asta, mă rog, ei în timpul liber nu prea se bat. Așa. Cred și eu că se bat la muncă. Ce da, adică nu, și sunt foarte ok. Da. Doar că ei nu au asta,
dacă se întâmplă, nu știu, Doamne ferește ceva, să zici, bă, drăguț, gata, bă, oprește-te, te rog eu frumos. N-au treaba asta. Adică dacă ești foarte obraznic din prima, nu știi pe unde te ia. Adică nu știi de unde-ți vine, de unde pleacă, de unde ce se întâmplă. Da. Mă rog. Eu îmi dau de jurat, gata. Îmi dau de jurat, bă, că de când m-a născut pe mine mama mea, să-i dea Dumnezeu sănătate și ce vrea ea. Bă, dacă am văzut așa ceva, dacă am văzut așa ceva, oameni ca voi, bă, frate, sunteți unii de pământ, când vă văd, Monica, când vă aud mai ales, mi se taie tot, nu mai pot, mi-e scârbă la altă ligă. Nu mai pot, nu vă mai suport. Să-mi bag pula. Da, asta nu e pentru noi. Adică, bă, cum e? Voi gândiți 0,5 secunde. Nu e, nu e pentru noi. Nu e pentru noi. Aia. Nu, da. Că dacă vă gândeați un pic, păi nu era asta la nivelul ăsta de crinț. Da, uneori, uneori gândesc și eu, cam pe acolo. Uneori pot să, pot să înțeleg. Hai că îmi vine să-l topi la 3. Dă-i. Asta-i mama aia când o să audă că mă însor. Mama aia la final de sezon de burlacu. Extraordinar, da. Bravo, o dă-i. Am un cadou pentru tine. Este mai mult pentru plăcerea mea personală, dar ai să te bucuri și tu de el. Așa, așa, ochișorii la sufletul meu. Bine că e părut în viața mea că știi ce voiam să dau Adidas și ăștia la curățat. Adevărat că e mare păcat de ei, că e frumos rău de tot. Dar s-a și gărit, am fost și la aia bătrână, la țară, la mama aia. S-a făcut numai rapă, numai nămol, pământ pe ei. Mi s-a pus și o piatră, ia și piatra asta de aici, dentar, pă, te rog eu frumos. Ușor cu aparatul ăla dentar să nu-i zgâri, că e piele. E original, Giuseppe Zanotti, să știi. Ușor și la parchet să nu zgâri nici pe ăla, că l-am pus acolo una și dacă mi-e zgâria parchetul, e foc mare. Așa, așa, hai, te rog frumos, apucă-te. Fata asta e foarte, foarte cringe. Bine, probabil că nu ni se, nu suntem noi în target. Da. Nici nu știu exact. E foarte ciudat. Dar contentul ei e foarte ciudat. Adică nu e nici măcar eu, sexy. Hai ca să înțelegi, ca să vezi. Na. Eu mă așteptam să facă o tranziție de aia, știi? Să vă arăt ceva, să pună jos și să ridici ușor îmbrăcat altfel. A, nu, asta e tot. Gen asta da. E tot. E efectiv sec, n-are nici sare, nici piper, e doar o chestie foarte libidinoasă. De altfel, da. E că e foarte libidinoasă. Dar probabil mulți ales gălușca. Păi nu, suntem în target. Adică da, că targetul este altul. Nu urmărește să fie interesantă sau comică sau vreun fel. Urmărește alte lucruri. Ia. Are alte tertipuri. Da, aici avem tot castul de la Burlacul. Ah, ok, da. Deci tu, ia, dă-i. Ia, dă-i, X6. Bă, da, auzi, lucrurile astea, chestiile astea, tu le-ai deprins. Și gusturile astea. De când ai început să mergi la petrecerile alea rave? Nu, domnule, nu. Că înainte nu era așa... Cum să nu? Da, cum să nu? Foarte așa și pe dincolo. Nu e adevărat. Asta mereu gândește că mă uit la anime-uri de mult. Și astea sunt niște cosplay-uri. Ai niște fetișuri de astea cu anime-uri? Nu le-aș numi fetișuri. Nu cred că sunt fetișuri. Dar arată bine, mișto. Trebuie să ai arată fetișuri. Bine, dar la tine e o chestie să duci într-o zonă sexuală. La ea se duce într-o zonă sexuală. Okay. Ele ultra, okay. Ele fac asta, nu la mine. Ele ne arată asta. Da, dar și tu ești fiert. Da, sunt în target. Probabil că sunt în target. Deci sunt da. Fiert. Bine, dă-i. It ain't no thing to do my thing. It's what I did the best. I cop that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do. Bravo. Tu ai putea. Admis. Ok, dă un pic, doar să văd, să așa. Tu, de exemplu,
Hai să facem un scenariu. Tu vii acasă, da, obosit, da, la gagica ta, da, da? Zici, mamă, iubita mea, ce bine că te-am văzut, chiar mi-a fost toată ziua dor de tine. Asta într-un univers în care sunt destinat să am gagică. Da, mă, da, da, asta așa. Și urmează să faci dragoste cu iubita ta. Da. Și iubita ta vine îmbrăcat într-o văcuță. Sunt deschis. Bă, ești prost la cap? Sunt deschis. La absolut orice. Da? Da. Eu dacă aș... Adică la mine e soarecul dacă ar veni îmbrăcat într-o văcuță. Eu ori aș răzi. Să văd cât de sus poți să sar. Da, să da, eu, adică eu zic, bă, s-a întâmplat ceva, adică ai pățit ceva, trebuie să vorbi, adică zi-mi. Adică tu dacă ai vedea-o pe Ștefania îmbrăcată așa, tu te pui la o masă, ai puțin stăm de vorbă. Da, nu, aș râde puternic. Adică hai să vorbim, cred deci, că avem ceva de vorbit. Da, da, bosule, ești tâmpit. Adică ar fi ceva, ori fie, ori, nu, ori bă, diseară, facem ceva extraordinar, surprinde-mă. Atunci, da. Păi nu, că atunci nu mai ești surprins ba în da, totalitate. Ba da, ești nebun. Nu mai ești surprins în totalitate. Surprins ești când te aștept să fie Ștefania așa cum o știi tu pe ea și da, de fapt, bam. Vine într-o văcuță. Vine într-o văcuță, chiar du-te, și într-o văcuță. Du-te, bă, dracu, să te ia de nebun. Ești nebun, bă, frate, ești nebun. Bun, da, așa, admisă la burlacul. Da. Să ajunge în semifinal acolo. Asta, așa n-aș râde. Așa. Ai mai stat la vorbă cu ea? No, adică, no, mai stat... no. Adică așa n-aș râde. Dar într-o văcuță, bă, aș râde. Aș râde, adică, sau zic, bă, e camera, îmi faci un gag, îmi faci ceva, nu știu. Și eu aș râde, dar în timpul ăla mă și dezbrac. Ok, bine. Oh. Așa n-aș râde. Ea și știe că îmi place Naruto. Ia, mai dai puțin să văd din ce sat da, e. Mai, stai că nu văd. Din satul Frunzei e? Din satul Frunzei, ok. Bine. Ce e ăla? Omule. Asta e, da. Are aia la gât? Da. Ah, ok. Bun. Hai. Asta e. Șmecher. Don't wanna take it slow. Just wanna let hey, you așa n-aș râde. Da, mi se pare super sexy și dinții aia, mi se da, pare super sexy. Bravo, super, ajungem în da, final. Da, da, poate să zgrii ajungem bandita. Ajungem în final, nu, e ok. Nu prea am înțeles, de cât partea de jos am înțeles, dar partea de sus n-am înțeles. Pe... Îmi bate lumina asta. Ah, ok. Da, da. Da, e, super. Am avut fete gotice în alte episoade. Da, fete gotice în viața ta de astea ai avut? Asta rămâne în sufletul meu. Nu poți să-mi zici? Nu pot să zic. Nici închide microfoanele când îmi zici. Neapărat. Nu, domne, nu, că nu zic nu, lucrurile astea. Eu nu sunt expansiv din punctul ăsta de vedere. Nu, dar dacă ai cunoscut... Mie nu-mi place să povestesc lucrurile astea. Dar nu trebuie să-mi povestești, că nu vreau să-mi povestești cum ai făcut. Dar nu vreau să-mi povestești cum ai făcut. Zic, eu știu că v-ar plăcea cu Guts and Blood and Nu, vreau doar să... Vreau să-mi zici doar, dacă ai cunoscut fete gotice. Sunt un cavaler. Ok, înțeleg. Ai cunoscut fete gotice? Poate că da, poate că nu vom afla niciodată. De ce ți-i că puțini voi și vorbi la OTV despre asta. Ah, okay. La emisiunea. Bine. De asta și vreau emisiunea Burlac, că să cunosc. Eu cred că ai cunoscut. Nu vom afla niciodată. Sau cine știe, veți afla săptămâna viitoare. Următor. Vă mulțumim foarte frumos, Monica. Sper că ești foarte mulțumită de Drăgulin. Da, pentru că au fost doar două poli și doar... o paie. Atâta, pe care da, ți le dedic. Te pup și te respect 100.000 de ani, Monica. Doamne da, ajută și mai ales pe voi care vă distrați indiferent de limbaj. V-am pupat. Pa! Vă pupăm!